Salutare și bine m-am regăsit pe canal. Revenim cu un nou video. După cum puteți observa, toate păsările sunt amestecate, femele cu masculi. Nu mai pot spune bun venit în volieră, pentru că păsările nu mai se află în volieră. Din cauza a unei nouă vizite a șobolanilor, am mai pierdut două păsări, astfel am mutat tot lotul într-o cameră pentru a nu mai avea pierderi. Așa. Am improvizat ieri ceva aici, am făcut sus, am pus cu tablă, aici le-am pus gură de ventilare, au lumină, oricum lumina era trasă aici, ia uitați-o. Așa, am pierdut-o pe buburuza și pe femela aceea neagră din coalmonda, din perechea asta. Această coalmondă și gutul acela de lângă ea, acel negru. Da? Asta e... îi alege. Deci... n-am pomenit așa ceva. Cum a putut să ia numai... ce îmi plăcea cel mai mult. Da. E... mai avem păsări, mai avem ceva, acum avem stempă plus cu masculi. După ce termin voliera, voi mai aduce ceva, momentan vor sta aici. Nu-i vei duce înapoi până nu rezolv acolo. S-au împerecheat unii cum erau înainte, alții trag la cuib. Se iau alandala, asta e, nu-i pot controla aici, nu pot face nimic să-i separ sau așa, e pierdere de timp și în acest moment caut să fac voliera în cel mai scurt timp, să termin cât mai repede. Nu sunt tocmai wow, nu se prezintă tocmai bine, pentru că am avut un mascul care avea tricomonoză, acel mălai pe gât. Le-am dat erofoxacină prima dată când l-am văzut. Apoi le-am cumpărat Roni Activ și pulbere și pastile. Am văzut că acel mascul s-a curățat imediat după ce le-am dat erofoxacina. La două zile după ce am venit iar era ok. Doar că schimbarea asta îi dă puțin peste cap. Nu sunt chiar cum aș vrea să fie. Dar nu am ce face. După cum puteți observa, nu stau pe folie, am pus folie jos. Nu stau deloc, foarte puțin, că sunt eu aici și m-am pus jos pentru că sunt rupt de oboseală. De când am venit, mă chinui acolo în cameră. Aici... ei stau doar pe grătare, după cum puteți observa. 1, 2, ăștia aceia care, na, v-am zis că stau eu aici și nu au spațiu. Dar, în rest, toți preferă să stea pe grătare, nu se mai bat, nu mai există conflicte așa. Cred că și ei au conștientizat faptul că e o perioadă mai grea. Și na, sau probabil s-au și speriat, pentru că într-o perioadă de două săptămâni a intrat și mi-a luat 6 păsări. Da. Bine, am și dat o parte din... am dat 7 păsări, 5 indieni și 2 încălțați. Se vede diferența. Se vede așa acolo. Dar n-am. Da, cam acesta este video. O să revin cu un nou video cât de curând.
și o să postez un video și cu ce fac în partea cealaltă. Până atunci, vă doresc mai bine. Mai bine, pa, pa!